così come bottiglia. Oh,
Deus criou, veio o céu, a mata e a terra, o mundo sabe.
Așa tu te opri, pe tu la stai până la zi, draga mea, ține-te.
Right.
trasladaré por el campo tiene bailando, arrastrando la santa la polvareda va levantando, volviendo a la luz las caderas como ninguna, y la piel mora, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de ti, tiene cosas de ti, bonita mente la que resta tierra. Buena morena, buena, tú no bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la pintura. Buena morena, buena, tú no bailas como ninguna, arrastra la sangre. Sigue bailando, se va entendiendo el sudor de su cuerpo, por el grito su piel también. La luz a correr, la madrugada de esa buena. Tiene cosas de ver, tiene cosas de ver, tiene cosas de indio, bonito mezcla que da esta tierra. Buena morena, baila que tú no bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la pintura. Buena morena, baila que tú no bailas como ninguna, arrastra la sangre, llévame en tu locura. Buena morena, baila que tú no bailas como ninguna. Moviendo la pintura, baila morena, baila que tú no eras como ninguna, arrastra la sangre, llévame en tu locura. Just let me be.
Colega mea care, din păcate, nu a putut să fie aici, Tatiana Țupa, reprezentată prin soțul dânsei. Sincer, îmi pare rău că nu a putut să ajungă tocmai ea. Îmi revine dificila problemă să o reprezint și pe ea. Știu că ea trebuia să fie sufletul petrecerii. Așa cum v-am spus, balul, Accounting All The Time, balul consofiștilor, a fost organizat cu trei parteneri principali. Smart Bill, prin Mircea Căpățână, care a fost sponsorul nostru principal de încă de la prima ediție. Nexus RP și 4 secunde. O să invit pe fiecare pe rând. Mai rar este de văzut, poate la anul o să fim 500. Pe stadion ne duce, nu? Yeah. Așa. Vreau să vă spun câteva lucruri din viața noastră care cred că au și un impact asupra voastră, așa că sper să fie de interes. Noi am început business-ul ăsta acum 10 ani, de la zero. Nu am fost angajați anterior, noi fiind eu cu Radu și cu Ioana, care se ascund acolo la masa 19. Apropo, orice întrebări aveți legat de Smart Bill, acolo sunt oamenii care știu, nu doar eu ăla care stă pe Facebook. Creierele și responsabilii sunt acolo, ăsta care stau ascunși la Sibiu. Astăzi aveți aici. Trageți de mâine, că de urechi, de ce vreți. Da, bravo. Prima noastră contabilă, doamna Mihaela, ne-a luat ca pe niște copii. Nu știam ce înseamnă factură, nu știam ce înseamnă TVA, nu aveam habar de nimic. Noi eram absolvenți de facultăți de calculatoare.
Și adevărul este că nu prea înțelegeam ce e cu contabilitatea și nici aveam foarte mare respect pentru ce înseamnă acte. Ni se părea că e o corvoadă pe care trebuie să o facem, ca așa cere legea. Mi-am amintesc că într-o zi am fost la doamna Mihaela și am zis ca să iau actele și am zis, dați-mi să iau prostiile astea și să plec cu ele. Și atunci au dat lacrimile și au spus, lasă prostiile astea aici și du-te. Și atunci am înțeles o mare problemă pe care o aveți contabilii, antreprenorii, clienții voștri nu vă respectă cu adevărat muncă. Și cred că asta este un lucru dureros. Prin ce urmează să anunțăm, să lansăm anul viitor la Smart Bill, avem ambiția să credem că vom putea aduce o schimbare în zona asta, să facem legătura între contabili și clienții dumneavoastră, să fie una mult mai strânsă, în așa fel încât ei să aprecieze mai mult expertiza pe care le oferiți și nu doar procesul de a le face actele contabile. Un alt lucru super important de știut în 2016-2017 este faptul că tehnologia ne afectează enorm de mult viețile. De exemplu, nu știu, probabil n-ați auzit, în 2017, imediat la începutul anului, Amazon o să lanseze Amazon Go, care este un concept de magazin în care intri, ai o aplicație de Amazon instalată, scanezi la intrare și iei tot ce vrei de pe raft și pleci acasă și nu există casă, nu există casier, nu există nimic. Ți se iau bani automat de pe card. Asta înseamnă adio vânzători, adio cozi. Mi-amintesc tot așa că în câteva luni am mers cu un șofer de un taxi și l-am întrebat, auzi, dar ce, cum vi se pare Uber? Și zice, a, pur prostie, România nu se prinde, ce e aia? Și acum deja sunt disperați, fac revolte în curând. În alte țări știți că Uber a fost în Franța, au ieșit oamenii pe străzi. Probabil știți celebrul citat al CEO-ului de la Nokia care a spus, nu am greșit nimic și totuși am pierdut. Nu am greșit nimic decât faptul că nu au înțeles contextul și lumea în care era. Și din cea mai mare companie de telefoane Nokia a devenit nimic aproape peste noapte. Aici, concret, în contextul nostru românesc, noi vedem că viitorul, modul în care IMM-urile funcționează în România va fi unul al interconectărilor și al automatizărilor și o grămadă de lucruri o să se întâmple automat. Și credem că lucrul ăsta va avea un impact semnificativ și asupra meseriei de contabil. Și credem că Smart Bill va fi acea companie care va avea cel mai mare impact în piața asta, din mai multe motive. 1. Avem viziunea să facem asta. 2. Avem echipa, suntem peste 45 de oameni, din care 20 în echipa de dezvoltare. Am luat anul ăsta, probabil știți, o finanțare de 1 milion de euro în primăvară. Și avem deja peste 42.000 de firme clienți, probabil la anul la bani. Vom spune că sunt 55.000 sau poate chiar 60.000. Care firme sunt clienții noștri și clienții dumneavoastră în același timp. Și va fi intrare să vă facem strict pe bază de invitație. Primii invitați sunt dumneavoastră toți de aici de la Banul Counting on the Time și veți avea întietate față de oricine altcineva. Vă recomand să veniți. Mulțumesc! Vă recomand să veniți, deoarece chiar cred că va fi un eveniment, un moment în care va fi începutul unei schimbări pentru ceea ce înseamnă contabilitatea în România. Mulțumesc mult și distracție maximă! La mulți ani! Mulțumesc mult, Mircea! Sper să facem multe ediții împreună. Îl invit alături de mine pe următorul nostru sponsor, Claudiu Radu de la Nexus RP. Bună seara! Sunt Radu Claudiu, reprezint sistemul informatic Nexus RP, produs de Nexus Media Iași. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră în seara asta. Și vreau să vă spun câteva cuvinte și în ultima parte o să facem o tombolă care a fost anunțată pe Facebook, pe grupul de Facebook, în care vom acorda o serie de licențe gratuite pentru cei care s-au înscris la tombola respectivă. În primul rând vreau să vă felicităm pentru impactul pe care îl aveți asupra profesiei contabile și se remarcă în ultima perioadă faptul că grupul dumneavoastră de Facebook a devenit o sursă foarte importantă de informații pentru contabile. Persoanele care răspund activ în cadrul grupului
au devenit persoane cunoscute și considerate de ceilalți din grup ca fiind experți. De exemplu, sigur, domnul Cornel Grama, dacă în seara asta ar vrea să consume. Dacă ar vrea să consume ceva de la cash, de la cash bar, sigur m-ar putea, pentru că publicii s-au oferit atâta cinste pe internet. Ce ți-ai dori de la programul tău de contabilitate și nu știe să facă între. Bun. O să vă spun care au fost principalele răspunsurile care au atras cele mai multe voturi. Au fost să-mi facă bilanțuri, să-mi trimită notificări la clienți legate de soldurile de plată, să-mi facă declarația 394. Asta înseamnă că se dorește, din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul de vedere al contabililor, se dorește o cât mai mare automatizare a lucrurilor în contabilitate. Se dorește automatizare chiar pe zone care până acum erau destinate exclusiv lor experți care aveau un anumit nivel de pregătire, acum se duc acele operațiuni direct către sistemul contabil. De exemplu, în Nexus ERP o să găsiți cu siguranță funcții pe care nu le găsiți într-un sistem obișnuit de contabilitate. O să găsiți activare electronică, o să găsiți rapoarte primite automat pe e-mail, trimise automat către sistem de e-mail către utilizatorii programului. O să găsiți notificări pe telefonul mobil, deci sistemul vă poate avertiza asupra unor situații din aplicație direct pe telefonul mobil. O să aveți acces la rapoarte direct de pe orice browser de internet, deci cu orice device care are conexiune la internet, puteți să accesați rapoartele de la aplicație. Sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse despre aplicație, dar mai rău să vă plictisim în seara asta. Mulțumim organizatorilor pentru sprijinul acordat. Mulțumim participanților la evenimentele noastre, la invitație la bal și la tâmpul Nexus ERP. Și vă dorim să creșteți cât mai mult gradul de automatizare din
munca dumneavoastră în contabilitate pentru a avea cât mai mult timp de evenimente de tipul acesta. Și acum vom face extragerea câștigătorilor la evenimentul Tombola Mixul Serebro. Sunt trei premii. Primul premiu este o licență Nexus RP, Nexus Salarii și Nexus Analist. A doilea premiu este o licență Nexus RP și Nexus Salarii. Și a treilea premiu este o licență Nexus RP sau Nexus Salarii în funcție de ce va dori câștigătorul. Pentru primele două premii, extragerea va fi făcută din cei care participă și la bal și s-au înscris și pe pagina evenimentului. Iar pentru a treilea premiu este o listă mai mare care cuprinde și persoane care nu s-au înscris la bal. Și că din cauza burții mele nu se deschide laptopul. Să știi că am mâncat bine. Deci ar trebui să meargă. S-a intimidat de la alte contabilități pe aici. Calea distracției voastre stau eu. Deci nu vă voi întinde mai mult de 2 minute. Ce pot să vă zic? Pentru noi e foarte important să înțelegeți că există 4 secunde. Puteți să ne ridicați mâna repede. Cine a auzit de 4 secunde până acum? Ok. Toți aveți aici probleme cu declarațiile. Noi rezolvăm aceste probleme. Practic, tot timpul pe care voi până acum îl petreceați depunând declarații, extragând recepise, printându-le, schimbându-le numele și tot așa, noi îl reducem cu 80%. Avem mai mult de 300.000 de declarații depuse în ultimii 4 ani de când am lansat. Pot să vă spun că avem clienți importanți din țara asta și aici pot să-i fac una lui Horațiu. Salut, Horațiu! Știi cineva pe Horațiu aici? Salut, Horațiu! Mulțumim că ești clientul nostru de 3 ani. Flavius, îți mulțumim că ești clientul nostru de 6 luni. Și lista poate să continue, să rămână. Mă scuzați că v-am văzut, să rămână. Așa. Aveți un plian de prezentare în sacoșelele acelea mici. Nu vă voi plisi mai mult decât atâta. Pot să vă spun că timpul dumneavoastră este foarte important pentru noi. De-aia lucrăm, de-aia am lucrat în ultimii 4 ani de zile, lună de lună, să vă ajutăm. Stăm până la 11 noaptea, 12 noaptea, în ziua de 25 sau de 26. În iulie chiar am lucrat pe 11 noaptea, vorbeam la telefon cu clienții noștri. Deci vă așteptăm să ne întrebați orice, ne mai vedem mai scriem pe Facebook și vedem mai departe, rămânem în contact. Vă mulțumesc foarte mult, distracție plăcută! Așa cum am vorbit mai devreme, cum extrage cei 3 câștigători ai premiului Tombola Nexus RP. Vom extrage, de fapt, 3 numere. Vom folosi o aplicație care va randomiza, va alege aleatoriu un număr din cei care au participat. Pentru primele 2 premii avem 18 participanți. Așadar, o să folosesc o aplicație în care o să aleg din un număr al aleatoriu de la 1 la 18. Primul număr câștigător al licenței Nexus RP, Nexus Salarii și Nexus Analist este înregistrarea cu numărul 4, adică Pârvoi Iuliana Gabriela, de la locul numărul 176. Este în sală? Dacă nu este în sală, o să contactăm după eveniment. Bun, vom extrage acum și al doilea câștigător al unei licențe Nexus RP și Nexus Salarii.
Licența Nexus RP și Nexus Salarii este câștigată de înregistrarea cu numărul 7. Doamna Deboso Mariana. Și ultimul premiu, licența Nexus RP sau Nexus Salarii, la alegerea celui care va câștiga această licență. Vom extrage dintr-o listă cu... ...31 de participanți. Deci, ultimul premiu este câștigat de înregistrarea din al doilea tabel, cu numărul... 16. Numărul 16 este doamna Dumitrașcu, sau domnul Dumitrașcu Cosmin, numărul 14. Primul a fost numărul 4. Doamna Părăi Iuliana. Felicitări! Ați câștigat cel mai sus la bun, deci toți câștigătorii sunt, de fapt, participanți la bar. Vă felicităm, vă mulțumim pentru participarea la evenimentele noastre și distracție plăcută în continuare. La mulți ani! Mulțumim mult, Nexus RP. Un mic anunț, o colegă de-a noastră și-a pierdut un cel mare de aur. Dacă cineva l-a găsit, să mi-l aduc. Dacă cineva găsește cecelul, vă rog să mi-l aduceți mie. Ok, știu că în momentul în care am încercat să vă trimitem așa ușor și subliminal la masă, au venit câțiva invitați și au întrebat, noi mai dansăm, ce facem? Am o întrebare, dacă cineva din invitați dorește să mai spună câteva cuvinte, să ridice mâna sus. Vine eu lângă tine. Eu eram acel cu extra sum bani pentru iubita. În mod expres n-am spus suma. Mai dorește cineva să spună câteva cuvinte? Maestre, let's dance! Thank you.
Move.
حبيبي 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 يا نور العين حبيبي
quita la pereza, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, y ahí, 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 el bayón lo vacilan sin parar en Panamá, la tierra de esos pagos, sale Venezuela, le gusta porque quiere bailar, aquí está, también quiere bailar. Pepele, Suspichoro, el meñaito, Acaustic, Brazos. En Curazao, en Puerto Rico y le canta al Venezuela. No importa quién cante este disco, esto se pone rato cuando lo canto yo mismo. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñaito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñaito. Con tu mano hasta arriba y moviendo su cintura de un lado para otro, que está en esta sabrosura. Si no tiene pareja, búscala con locura. Que llegó Gaby de nuevo a cantarte. Mira mamacita con tremenda sabrosura. El meñaito, el meñaito. Thank you.
noapte, iar mă poartă, iar la el mă duc. Nu da, Doamne, iar acasă să nu o găsesc, pe dorul ei când nebunesc. I love you, baby, yeah, I love you, Jaga, Jaga, I love you, da, nu mai chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fondul tău, am să rămân la mama făcău. I need you, baby, yeah, I need you, Jaga, Jaga, I love you, da, nu mai chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fondul tău, am să rămân la mama făcău. Arătul vechi povești și-n ochii lor se aprind, multe dorințe finești. Este pace și frumos pentru că ne iubim. Florile de te miros așa dulce și sublim. Pentru că ne iubim, florile de tei miros dulce și sublim. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, uite ce de-a flori. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, e păcat să mor. Doi tineri trec pe fel, prea plin de dor fremătânt, împrăștind se vătăt, iar trupul lor e curat. Este pace și frumos, doar o viață avem, doar o viață pe pământ, cât de muritori suntem. Este pace și frumos, doar o viață avem, doar o viață pe pământ, muritori suntem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, e păcat să mor.
stat să mor. Doi ochișori, are două sărbători de două sărbători de ochii mândri ori de spate de. Dacă vă intimidez pe drum să vă sărutați de copiliți-vă ușor cu miros mere de flori de. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cele două sărbători. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați doi ochi prea iubitori. Cuiți dragi doi ochișori, are două sărbători de două sărbători odată, ochii mândri ori de fata de. Nu-i mai dulce niciun vers, nici o stea în univers de. Ochii îndrăgiți, decât ochii fericiți, da. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cele două sărbători. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cei doi ochi prea iubitori. Cristian Cățea, Cornel Grama, Iolanda Roman.
Marian Bratu. Sigur să e pe cineva, mai zice și voi, că nu mai știu. Romeo Negruț. Că a venit deja. Așa. Și adminii de pe grup, Horatiu Haciu, Cornelia e lângă mine. Domnul avocat Silviu Mutulescu, Silviu Antonio Mutulescu, este cel care ne ajută și ne va reprezenta. Cam ăștia suntem, asta este echipa, cu ei mergem la drum. Mulțumim frumos și seara frumoasă! Mulțumim din suflet, Tatiana! Ne bucurăm nespus că ești alături de noi în seara asta. Aplauze încă o dată, da? Eu mă bucur nespus că dintr-un grup online cu membrii din toată țara, cred că nu e o zonă României să nu se regăsească în accounting of the time, s-au cristalizat mai mult decât prietenii, ci niște echipe deja, niște echipe de lucru, niște oameni care vor să lucreze, care vor să contribuie la profesia asta așa cum e ea, multă, mare, heterogenă, cu bune, cu rele, și sunt convins că lucrurile nu se vor opri aici. Sunt convins că începutul acesta va deveni o tradiție și cred că cu ajutorul celor prezenți și cu ajutorul celor de pe grup vom face lucruri frumoase și pe viitor. Am încredere foarte mare în noi, am încredere foarte mare în voi. Îmi dau seama că suntem minunați. Așa este? Și chiar mă așteptam. Mulțumesc încă o dată, petrecere frumoasă, sper că vă simțiți bine. Cornel, te ascultăm și pe tine un pic? Asta uite, am pierdut când ai vorbit o. A avut un discurs la Uitat în avion, hai mai spune și tu două cuvinte că nu știu ce să mă zic. Primul rând, mulțumesc tare mult la Tatiana pentru că a venit până la urmă să fie aici alături de noi. Și chiar la început, ea, în 2014, țin minte când m-a introdus pe acest grup și țin să-i mulțumesc și acum pentru asta. Mai tare, auzi? Tare? Nu se aude? Nu se aude, da, mai ardelenește un pic, așa. Așa, el încet, le ardeleam și mai încet. Dacă a început Cornel să vorbească așa, și în sala asta, terminăm mâine, dar stați calm, aveți răbdare. Dar ce atâta grabă? Ok, și mulțumesc, mulțumesc tuturor că sunteți aici și vă doresc distracție plăcută în continuare. Mulțumesc! Mulțumim! Feel my heart beat louder.
buscado en una bici que me lleva a todos los lados. Un vallenato desesperado, una cantiga que yo guardo donde te viví. De eso que yo no quiero tanto, se va a mi corazón. Quiero por ti, es que yo guardo donde te viví. De eso que yo no quiero tanto, se va a mi corazón. La favorita, la que canta la zona. Se pone su cadera como un mate en la sola. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Su cabello en las cosas pasan que tanto. Le gusta que le diga que la niña la lora. Le gusta que la mire cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pase en el sol. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Oye, me cago, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que se rompe hasta mi corazón. Viviendo por ti, viviendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que se rompe hasta mi corazón. Suspect, 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 su
cum îmi face simt fac să plecați când exact la mine nu fac și uși bat, nu mai am bat nici la ciorap, că nimeni nu face să fac dată mai rău ca mine. Știi că la vreo ce arată proastă nu vine, dar poate să te rească tăria munca cu mine. Nu e de bine, dar nu mai dă bine. Hai dragă, știi că te bat, să am spus, vreau să te văd. Ha, ha, sus pe bar, ha, ha, sus pe bar. Discutăm ca toată, se mută cum arată. La treabă o dată, se ne vadă la treabă. Ai grijă, dragă, că ea o dograbă. Pune de când o nu primește și mi-ar face praf. Te rog să răcălă, că nu știu ce pot să fac. Ce nu stai de probleme, bă, de mie clar. Hai, treci sus, sus, pe bar. Eu o să fiu mai fix jos, nu-i pune scobar. O să bag până la cot, până la buzunar. Nu să dai pe grijă, pahar după pahar. Dacă știam că o să cam așa colegi în facultate, mă apucam de școală și mă înscrieam la șapte. Vreau să văd tot de pe tine. Sus pe car, sus pe car, sus pe car. Să ne văd la toate cu Oliver, că iar lovește troba mare.